Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Sandu Scobiwala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. O persoană a fost reținută în urma descinderilor ofițerilor CNA la sediul Partidului Renaștere. Perchezițiile au avut loc în cadrul unei cauze penale de corupere și spălare de bani. Procedura de solicitare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova a fost simplificată. Totodată, puteți cere ca documentul să fie livrat la domiciliu. Război în Ucraina, ziua 526. Kievul a avut parte de al 8-lea atac nocturn consecutiv cu drone. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins ieri seara cu percheziții la unul din sediile Partidului Politic Renaștere, iar o persoană a fost reținută. CNA nu precizează deocamdată despre cine este vorba. Potrivit șefei serviciului de presă a CNA, Ina Voloșciuc, perchezițiile au avut loc în cadrul unei cauze penale de corupere și spălare de bani. Un grup de membri ai Partidului Renaștere au ieșit să protesteze în fața Parlamentului. Voloșciuc a declarat că pe parcursul zilei va reveni cu alte detalii. Acum o săptămână, Partidul Socialist a declarat că fostul deputat Fugar Ilanșor ar folosi un partid clonă pentru a corupe și cumpăra membrii PSRM. Este vorba despre Partidul Politic Renaștere, care a apărut în atenția publică după ce mai mulți deputați socialiști au aderat la formațiune în luna mai 2023. Socialiștii au acuzat că în ultimele luni, reprezentanții fostului partid Șor și deputații transfugi Vasile Bolea, Irina Lozovan, Alexandru Neserovski și Alexandru Suhodolski ar fi contactat direct 10 de deputați, primari, consilieri locali, conducători ai organizațiilor teritoriale PSRM, promițându-le milioane de lei pentru părăsirea PSRM. În scurt timp, după percheziții, deputatul Vasile Bolea a declarat că descinderile ar fi fost făcute sub pretextul că soțul deputatei Irina Lozovan ar fi încercat să-l corupă politic pe primarul de Ocnița. Și asta răbdătă cu advocate, advocata, vădă spătreți dalșă. Ну, что будет происходить, причем здесь офис партии «Ренавтор». Мы стали, скажем так, объектом пристального внимания как партия. Видимо, им не понравилось то, что наши активисты по всей стране собирают подписи для того, чтобы... Deși a fost înregistrat în octombrie 2012, Partidul Renaștere a început să fie activ cu mai puțin de o lună înainte ca Curtea Constituțională să declare Partidul Șor neconstituțional. Marina Tauber, deputat independent, după ce Partidul Șor a fost declarat neconstituțional, are deja dreptul să părăsească orașul Chișinău. Instanța de judecat a anulat miercuri 2 august interdicția. Amintim că Tauber a stat în arest la domiciliu, după care a fost plasată sub control judiciar. Deputatei se aduc învinuiri pe mai multe capete de acuzare, printre care falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, precum și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Ea respinge toate acuzațiile. Ministerul Justiției a venit cu o reacție după ce Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârile Comisiei Prevetting în privința 21 de candidați pentru funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor și a dispus reevaluarea acestora. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Justiției, deciziile pe marginea celor 21 de contestații depuse de persoanele ce nu au promovat evaluarea extraordinară prin care s-au anulat actele Comisiei Prevetting au fost emise practic la pachet în aceeași zi, la intervale scurte de timp și au fost încălcați termenii legali, unele decizii fiind emise chiar și la distanță de câteva luni. Admitem că în cazurile în care se constată că Comisia Prevetting a încălcat procedura de evaluare prevăzută de lege cu privire la Prevetting, contestațiile să fie admise și dispuse noi reevaluări în privința candidaților pentru înlăturarea eventualelor carențe. De asemenea, remarcăm cu îngrijorare că deciziile conținute de argumente generice trase la Indigo, fapt ce trezesc nedumeriri. Se spune în comunicat, totodată Ministerul Justiției a enumerat și unele aspecte îngrijorătoare, precum evitarea aplicării mai multor prevederi ale legii, ceea ce ar însemna ignorarea puterii legislative și a misiunii mecanismului de verificare a integrității elaborate potrivit Ministerului Justiției. Deciziile adoptate de CSJ au fost criticate de prim-ministrul Dorin Recean și de președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, deputata PAS Olesea Stamate. Dorin Recean a declarat în cadrul ședinței Guvernului că autoritățile vor insista pe crearea unei legislații care să permită autocurățarea sistemului justiției. Vreau să le spun la cetățenii ăștia, la minoritatea coruptă din tagma judecătorilor, că nu ne-ați surprins, de fapt.
Da? Voi continuați, perpetuați acest efort și rezistați efortul de autocurățare. M-am uitat că acolo e așa un fel de copy-paste și, de fapt, s-a încercat mai mult de a demonstra un efort de sfidare. Nu o să reușiți. Noi vom continua să insistăm să avem legislații care să permită autocurățarea sistemului. M-am uitat așa și peste texte. O parte din ele, înțeleg, au fost scrise în afara curții și vreau să atenționez pe cei care participă la astfel de efort că asta înseamnă perpetuarea corupției și fiecare din cei care au participat la aceste acțiuni vor răspunde conform legislație în vigoare. Pe 1 august, Curtea Supremă de Justiție a anulat deciziile Comisiei Independente de Evaluare a Integrității Candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și a dispus reevaluarea candidaților. Astfel, 21 de candidați care nu au trecut evaluarea Comisiei Pre-Vetting vor fi reevaluați. Majoritatea locuitorilor din orașul Cimișlia își doresc ca Moldova să facă parte din Uniunea Europeană. Este afirmația primarului orașului Sergiu Andronachi, stând de vorbă cu jurnalista Valentina Ursu în cadrul tradiționalei rubrici La firul ierbii. Avem băștinași stabiliți în mai multe țări europene și în SUA și mulți dintre ei ar vrea să facă investiții acasă. Din Rusia nu a venit niciun bănuț, a adăugat Sergiu Andronachi. Am avut susținere financiară doar din partea Occidentului, din partea Răsăritului niciodată n-am avut niciun suport financiar, toate că am aplicat chiar și la ambasada Rusiei în 2021, dacă nu mă înșel, de a ne ajuta să restabilim un monument mai recuperat, nu am mai primit niciun răspuns. La fel ca și toate localitățile din Republica Moldova, orașul Cimișlia este afectat de fenomenul migrației. Potrivit informațiilor oficiale, în prezent circa 2000 de locuitori sunt plecați peste hotare. M-a bucurat faptul atunci când multă populație din diaspora, cei plecați de ani buni de zile, chiar mai de ună am avut câteva discuții și au zis că de fapt, viața în Europa și în Moldova, adică din țările din Europa și Moldova, nu prea începe să difere mult și ei intenționează să vină deja acasă. La Cimișlia au fost preluate bunele practici europene de implicare a cetățenilor în procesul decizional, dar și la realizarea diverselor proiecte. Noi nu am câștigat niciun proiect fără implicarea primăriei în primul rând. Ulterior, clar, lucru și cetățenii care au fost implicați, dar vreau să vă spun că nu întotdeauna, să știți că 100% cetățenii sunt de acord ca să contribuie, dar mă bucur faptul că majoritatea din cetățeni se implică și convinc pe ceilalți ca să facă acest lucru. Edilul a dat câteva exemple de proiecte realizate cu susținerea comunității. Primul proiect de acest gen la Dar 1+3, noi am procurat o auto specială care contribuția cetățenilor urma să fie de 100.000, dar spre surprinderea noastră au fost de 240.000. Al doilea proiect a fost restabilirea sau crearea unei zone pentru tineri cu mai multe echipamente de odihnă, de relaxare. Și al treilea proiect este cel care noi acum suntem în proces de implementare, procurarea a 330 de locuri de paturi pentru grădinițele din oraș Cimișlia. Iar cât privește viitorul țării, Sergiu Andronachi afirmă că locul Republicii Moldova este în comunitatea europeană. Noi toți trăim în Europa, în primul rând, și Moldova face parte a familiei mari din țările Europei. Noi nu am auzit până acum că, adică foarte rare cazuri când sunt cetățeni din oraș Cimișlea nemulțumiți că vor să fie în Europa. Părerea mea este una fermă și una sigură că noi trebuie să fim parte a marii familii din Uniunea Europeană, din țările membre ale Uniunii Europene.
Parlamentul și-a încheiat sesiunea de primăvară cu restanțe atât la capitolul legiferare, cât și la exercitarea funcției de control parlamentar. Ultima ședință plenară a fost marcată de adoptarea unor amendamente cu încălcarea legislației, de afectarea transparenței decizionale și a procesului de vot, precum și de boicotarea plenului de către opoziție. Concluziile se regăsesc în monitorizarea realizată în cadrul programului Promolex Democrație, Transparență și Responsabilitate. Din totalul de 42 de proiecte examinate în cadrul ședinței din 31 iulie, 23 au fost votate cu încălcarea transparenței decizionale și fiind încălcat termenul de cel puțin 10 zile lucrătoare, prevăzut pentru prezentarea recomandărilor părților interesate. În lipsa opoziției, 69% din proiecte au fost votate de majoritatea parlamentară în urma unor dezbateri ce au durat până la 5 minute. Cea mai lungă dezbatere de 35 de minute a fost pe marginea reformei sistemului de asistență socială Restart, potrivit analizei Promolex. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău cum apreciază ei munca deputaților. Eu se cot că destul de bine. Ceva a primit hotărâri care sunt bune. Deputații, pas pozitiv, foarte bun. Restul, comuniștii, socialiștii, nu știu de lungă în țară. Muncă deputații? Dacă asta e muncă. Foarte rău. Cum a fost înainte și acum mai tot așa lași. Eu sunt profesor, dacă ar fi să fac apreciere nesatisfăcătoare. Absolut. Pentru că, practic, din cei ce au propus și cei ce și-au propus și au promis, practic n-au făcut nimic. Reforma judecătorească, așa și epilog, în genere, dacă luăm problemele și încălcarea legilor la stânga și la dreapta se face, și în principiu altfel nu pot să-i apreciez. Они работают не для народа, а лично для себя. Ce-au reușit și ce n-au reușit deputații PAS? Dar și puțin să reușească în țara plină de bandituri și de hoți. În condiții care au fost, ei au reușit mult. Și compensația a fost, și liniștea. Eu se pot că au lucrat bine. Practic n-avem cu ce ne bucura. Și plus la toate, bate la ochi încălcări grosolane ale legii, din păcate. Chiar Constituția nu se îndeplinește. Dar opoziția parlamentară, ce notă merită pentru activitatea de până acum? Dar opoziția, ei și-au arătat ce-a putut și ei exact nu pot să le dau o apreciere mai înaltă, pentru că ai impresia că numai și-au schimbat deputații, dar mentalitatea a rămas aceeași, fie că e vorba de socialiști și comuniști. Zero. Absolut negativ. Și comuniști, socialiști, tot. Dar de șoare și de obște. Aproape zero. Pentru că nu au reușit să convingă parlamentarii, să convingă pe alții că au și ei legi normale pentru narod. Ei tac. Ei sunt pasivi. Și asta e rău. Opoziția trebuie ca să-i țin în tonus. Dar ei nu prea țin în tonus pe guvernanță. Așa că trebuie opoziția și cu dinți mai puternici. Nici de poziție, șede și așa cum se spune. Da, nu și... Nu e opoziție așa puternică la noi. Dacă era opoziție puternică, era altceva. Ce priorități ar trebui să aibă legislativul după vacanță? Să primească hotărâri ca toți să trăiască bine. Și moldoveni, și ruși, și găgăuși, toți trebuie să fie împăcați. Intrarea în Europa. După vacanță, legislativul trebuie să-și amintească că mai au încă mai puțin de 2 ani de guvernare, pentru că de acum jumătate au lăsat în urmă, și mai sunt și alegerile prezidențiale de la anul. Și dacă merg lucrurile cum au mers până acum, atunci șansă de izbândă nu au. Și din păcate ne putem pomeni înapoi cu aceiași deputați, cu comuniști socialiști. Rusia, în loc să-și rezolve problemele, ne dictează nouă ce să facem, o spune Gheorghe Burghean, antreprenor din Căușeni, invitat la emisiunea Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. A participat la marile adunări naționale din anii 90 și spune că atunci a militat pentru ca Republica Moldova să fie cu adevărat independentă și prosperă.
În anii 89-91, atunci când eu am fost unul dintre participanții la cele adunări, mari adunări naționale și am izbutit, într-un fel așa, ca să nu ne aprofundăm asta, am izbutit, am căpătat independența, am fost recunoscut de o lume întreagă, da? Și până acolo ne-a fost. S-a început tot cu stângul la noi. Eu așa percep și am să-mi spun în două, trei cuvinte părerea de ce s-a întâmplat așa. De atâta că, deodată, toate reformele astea, adică în proprietăria țăranilor cu pământ, s-a făcut un dezastru prin programul acela pământ, pe care lumea îl cunoaște, ca pe urmă, știu, vreo an, doi, trei, să se transforme în program mormânt. Reforma justiției ar trebui să fie prioritatea guvernării, este de părere Gheorghe Buruian. Sucut în situația în care noi ne aflăm, îi fac foarte mult. Adică, să fie dus până în sfârșit reforma asta în justiție. Fiindcă dacă Dar pentru dumneavoastră finalitatea acestei reforme ce înseamnă? Asta înseamnă responsabilizarea tuturor și responsabilitate enormă, să știe că dacă el a judecat aiurea, același judecător sau același procuror, o mușumalizație, el să știe că o să fie penalizat la justă valoare. Potrivit antreprenorului, nu poți în câteva zile să faci reforme, întrucât timp de 30 de ani lucrurile au stagnat. Noi vedem rezultate și acestea sunt rezultatele la aici 30 de ani. Și noi acum, într-o noapte, hai să spun, într-un an, doi, să... Eu nu știu ce trebuie de întreprins. Ca să poți să faci față la toate problemele astea, de el s-au adunat ca un tăvăl, ca un ghem peste noi toți și bineînțeles că e greu să discuși tătiițele astea și că mai vezi că ei se opun și nu vor și nu există și dau pricin, dezinformează lumea și tot așa. Vorbind despre relația moldorusă, Gheorghe Buruian spune că Moldova a fost mult timp umilită, iar acest lucru trebuie să se schimbe. Ne ajunge cât am fost umiliți, duși, împușcați și pe loc cu părinții buniei și tot așa, duși prin Siberia și tot așa, prin colhozuri, prin foame, au rupt tot ce au putut să rupă aceeași stat și... După cum vedem, ei nu și-au schimbat macazul, nu s-au schimbat niciun fel de atitudine față de noi, față de ucraineni, față de gruzini și așa mai departe. Ei fac mizerie. Eu te uiți așa la teritoriul ăla imens a Rusiei și dacă s-o iei așa de la Orientul îndepărtat și treci așa prin prejur și ai să vezi că el cu tot să nu trăiește așa în lume. Agenția Servicii Publice a anunțat astăzi, 3 august, că procedura de solicitare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova a fost simplificată considerabil, urmare a modificărilor operate anterior în mai multe acte normative. Potrivit prevederilor actuale, la depunerea cererii pentru perfectarea unui pașaport nu este obligatorie prezentarea documentelor de stare civile. De asemenea, nu este obligatorie prezentarea buletinului de identitate pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani, cu condiția că acesta nu a fost pierdut, furat sau deteriorat. În perioada estivală, Agenția Servicii Publice atestă o creștere semnificativă a numărului cererilor de eliberare a pașapoartelor. Pentru a nu pierde timpul stând în rând la ghișee, oamenii sunt îndemnați să se programeze online sau la telefon. Cererea pentru eliberarea pașaportului poate fi depusă la orice centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice, iar în străinătate la orice misiune diplomatică sau oficiu consular. Totodată, la momentul depunerii cererii pentru perfectarea pașaportului, puteți solicita ca acesta să fie livrat la domiciliu. Serviciul de livrare a fost lansat anul trecut și face posibilă livrarea documentelor atât în Republica Moldova cât și peste hotare. De astăzi a intrat în vigoare prelungirea stării de urgență. Aceasta va fi valabilă încă 60 de zile. Potrivit autorităților, atacurile cu drone și rachete de croazieră ale Rusiei asupra bazelor militare și infrastructurii ucrainene, precum și asupra unor zone portuare ale Mării Negre și ale Dunării, au creat o situație de securitate gravă, iar Republica Moldova se află la doar câțiva kilometri distanță de aceste zone de conflict, ceea ce o face vulnerabilă la amenințări directe. Fundamentarea dispoziției este bazată pe următoarele riscuri și amenințări. Expunerea Republicii Moldova amenințărilor asimetrice și unui larg spectru de manifestări ale războiului hibrid, inclusiv promovarea informațiilor false și manipulatorii în scopul militar, spionaj străin și escaladării violenței interietnice și intercomunitare în zonele tensionate. Potrivit premierului Dorin Recean, riscurile pentru securitatea țării sunt mari ca urmare atât a atacurilor care au avut loc în imediată apropiere de frontiera NATO, cât și a declarațiilor recente ale oficialilor ruși privind statele NATO. Noi avem această intensificare a bombardamentelor în sud-vestul Ucrainei și tot mai aproape de hotarele noastre și vedem că
Rusia țintește anume această infrastructură și energetică și civilă și portuară din zona asta. Asta dincolo de faptul că pe ultima sută de metri acordul în ceea ce privește transportul cerealelor pe mare, pe Marea Neagră, nu a mai fost prelungit. La data de 24 februarie 2022, la propunerea Guvernului, Parlamentul a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării, ținând cont de pericolul iminent la adresa securității naționale provocat de războiul din Ucraina. De atunci, starea de urgență este prelungită la fiecare două luni. Inspectoratul General pentru Migrație a îndemnat astăzi străinii, inclusiv cetățenii ucraineni, să-și legalizeze șederea în Republica Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, șeful IGM, Mihail Voda, a subliniat că toți cetățenii Ucrainei și membrii familiilor acestora se vor putea afla pe teritoriul țării timp de 90 de zile, ceea ce este un standard internațional. Cel mai simplu mecanism este protecția temporară, dar pe lângă aceasta pot obține un drept de ședere sau pot solicita azil pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă mă refer la protecția temporară, aceasta produce efect odată cu manifestarea de voință din partea acestei persoane. Adică pentru a-i oferi un statut, el nu se oferă din oficiu, pentru aceasta este necesar ca persoana să manifeste voință. Spre deosebire de protecție temporară, dreptul de ședere poate fi solicitat pentru un scop sau un motiv anume. Și aici putem menționa reîntregirea familiei, dacă cetățeanul ucrainean este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova, sau dacă este student la studii, sau dacă a găsit un loc de muncă, poate în scop de muncă, fie este investitor, activități religioase sau de voluntariat. Prin legalizarea șederii, Republica Moldova oferă garanții de acces la sănătate, educație, asistență socială, acces pe piața muncii. În perioada 24 februarie și până în prezent am recepționat aproximativ 15.000 cereri de azil. Deci la momentul de față în sistemul de azil sunt circa 700 de persoane care beneficiază de o formă de protecție. Deci vorbim și de solicitanții de azil și de cei care au statut de refugiat sau protecție umanitară. Cu permise de ședere, la moment, sunt peste 7.000 de cetățeni ai Ucrainei. Adică sunt cei care au obținut una dintre cele permise de ședere pentru un scop determinat, cum și spuneam, familie, muncă, investiții și alte scopuri. Potrivit conducerii Inspectoratului General pentru Migrație, instituția are capacitatea de a documenta toate persoanele. Procesul de lucru se desfășoară în 12 locații din țară. Totodată, 5 echipe mobile se ocupă de documentarea persoanelor cu nevoi speciale. Toate persoanele eligibile pentru protecția temporară trebuie să urmeze doar doi pași. Una este înregistrarea pe platforma protecțietemporară.gov.md, adică nu este necesar să se deplaseze la oficiile noastre, să stea în rând, să obțină diferite consultații. Este foarte simplu, aplică la protecția temporară, încărcând toate actele solicitate pe această platformă. Conform Inspectoratului General pentru Migrație, în prezent pe teritoriul țării se află peste 100.000 de cetățeni ai Ucrainei. Circa 65.000 dintre aceștia se află mai mult de 90 de zile în Republica Moldova și urmează să-și legalizeze statutul. Mai mult de jumătate dintre persoane sunt minori. Război în Ucraina, ziua 526, atac masiv cu drone asupra Kievului, alarma aeriană a sunat timp de 3 ore. Kievul a avut parte de la 8-lea atac nocturn consecutiv cu drone. Despre aceasta a anunțat administrația militară regională din Kiev. Mai mult, forțele și mijloacele de apărare aeriană de pe traseul de apropiere de Kiev au detectat și distrus aproape 16 drone iraniene Shahed. Guvernatorii regiunilor ruse Kursk și Belgorod au anunțat că milițiile populare de autoapărare vor primi mai multe arme pentru a combate incursiunile armate dinspre Ucraina vecină. Decizia vine în contextul în care, în timp ce se desfășoară o contraofensivă prin care se încearcă recuperarea teritoriilor ocupate de trupele ruse, armata ucraineană și-a înmulțit atacurile cu drone și artilerie pe teritoriul rus din apropierea graniței comune. Forțele aeriene au distrus în noaptea de miercuri spre joi 22 de drone. Regiunile
forțele ruse de la granița cu Ucraina și înarmează milițiile de autoapărare, a anunțat armata ucraineană într-un comunicat. În noaptea de 3 august 2023, inamicul a atacat din nord cu UAV-uri de atac Shahed. Au fost înregistrate în total 15 lansări de Shahed. Toate UAV-urile inamice au fost distruse. De asemenea, în ziua de 2 august, apărarea antiaeriană a distrus 7 UAV-uri operaționale tactice de recunoaștere, se arată în comunicat. În discursul său video de miercuri seara, adresat națiunii, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a afirmat: Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу. Цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Ці нові кризи їм потрібні збої в постачанні. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei a precizat într-un mesaj pe Facebook că rușii au pierdut în lupte aproximativ 250.000 de militari de la invazia pe scară largă din 24 februarie. De asemenea, potrivit ucrainenilor, armata rusă a pierdut 4.300 de tancuri, puțin peste 8.000 de bliante, aproape 5.000 de sisteme artilerie, 315 de avioane, peste 300 de elicoptere și 4.000 de drone. La doar 8 ani era deja campion național la șah, vorbind despre Iulian Baltag, cel care a deprins dragostea față de sportul intelectual încă din copilărie. Bunicul lui a arătat cum se joacă la doar 6 ani, iar de atunci Iulian nu a mai lăsat piesele de șah din mână. Azi, la 37 de ani, face parte din lotul național al Moldovei la șah, are în spate sute de turnee câștigate și este profesor de șah la 2 licee din capitală. Scopul meu este să dezvolt șahul în Republica Moldova. Da, și să educ cât mai mulți elevi. Nu neapărat să fie toți profesioniști, fiindcă nu toți, e imposibil ca toți să fie profesioniști, dar să spunem că câțiva dintre ei să fie profesioniști și restul doar să învețe șahuri cum va fi util mai târziu în viață. Deși pare doar un joc simplu unde piesele trebuie mutate pe tablă într-o anumită ordine, șahul presupune muncă zilnică și asiduă. Iulian spune că acest sport al minții te învață să te concentrezi și să iei decizii sub presiune. De asemenea, îți dezvoltă intuiția și te ajută să îți organizezi foarte bine timpul. Da, jocul este foarte complicat. Mulți oameni joacă câte 20-30 de ani și încă nu sunt atât de buni. Deci trebuie să citești foarte multe cărți, trebuie să joci foarte multe turnee și trebuie încă pe deasupra să mai ai și talent. Eu sunt așa o fire mai gânditoare și mereu mi-a plăcut să mă gândesc și satisfacția asta de a găsi mutări bune pe tablă și după asta să câștigi adversarul este ceva fantastic. În cei peste 30 de ani de când practică sportul minții, tânărul a reușit performanța de a deveni triplu campion național. Cel mai mândru este de succesul obținut anul trecut la Olimpiada din India, unde Republica Moldova s-a clasat pe locul 6. O țară mică, dar cu rezultat atât de bun, spune șahistul. Dacă nu joci turnee europene, mondiale, nu poți crește ca jucător. Dacă joci doar la tine în țară, atunci vei fi un jucător mediocru. Și dacă la început era mai mult o pasiune, acum șahul este profesia lui. De câțiva ani, campionul predă lecții de șah în 2 licee din capitală. Consideră că este foarte important nu doar să știi să joci șah, ci să și transmiți aceste cunoștințe generațiilor noi. De la început este, în primul rând, să educ dragostea lor față de șah. Și atunci când ei iubesc deja sportul ăsta al minții, deja ei vin cu plăcere la lecțiile de șah și când intră la șah, la lecția de șah, îi văd că intră cu zâmbetul pe față și asta aduce o satisfacție foarte mare. Bărbatul spune că șahul este slab susținut în țara noastră. Tocmai din acest motiv vrea să pună umărul ca sportul minții să nu fie luat drept un simplu joc de piese. Dacă adversarul m-a câștigat dar în 150 de mutări sau în 100 de mutări, atunci data viitoare când va juca cu mine va înțelege că sunt un adversar pe măsură și va fi foarte concentrat. Adică chiar dacă m-a câștigat data trecută, dar el va avea respect pentru mine. Pe când dacă mă câștigă în 15-20 de mutări, data viitoare când joacă cu mine va crede că sunt foarte lejer de bătut.
Anul trecut, Olimpiada Mondială de Șah s-a desfășurat în India. Echipa noastră a înregistrat cel mai bun rezultat de când participă la Olimpiadele Mondiale de Șah. Competiția sportivă se desfășoară de regulă în două turnee pe echipe, un turneu mixt și unul feminin. La ediția din anul 2022 au concurat 188 de echipe. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.